Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea Viața Superlativ. În această seară vom vorbi despre o problemă extrem de importantă, și anume, Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, a folosit la un moment dat în cea mai celebră predică din viața lui, ironia sau umorul. Și el zice așa, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și printre altele spune, domnule, cum de tu vezi paiul din ochiul fratelui tău? Și când colo, tu ai o bârnă într altă tău, bârnă însemnând un fel de grindă, adică un fel de lemn foarte mare. Și tu cu grinda în ochi, cu bârna în ochi, imaginați-vă puțin uh, mental cel puțin această stare, să ai o, 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 o bârnă de lemn în ochi, zici fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, Când colo tu ai o bârnă într-al tău. Sunt convins că mulțimea uh, începea să zâmbească recunoscând ridicolul situației. E bine, aceste cuvintele Domnului Hristos nu prea sunt ascultate. Și până ziua de astăzi trec peste veacuri aceste cuvinte și spun, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, adică această grindă mare, și apoi vei vedea deslușit să scoți ochiul, paiul din ochiul sfatului tău. Împreună cu noi această seară se află pastorul Gabriel Dincă, pastor la Biserica Adventistă, ziua 7 din București, labirint. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Domnule pastor, să și noastră aceeași notă puțin de umor din discursul Domnului Isus Hristos? Sigur că da, Domnul Hristos adesea vorbea în pilde, în parabole și, și, în cazul de față folosește cumva ironia, dar era evident și pentru ascultătorii Mântuitorului că aveau o ruptură în gândirea lor, adică erau experți în a scoate paiul paiu și se întreba... Incapabil, să incapabil? Da, da. Bine, dacă am spune așa, e mai ușor să scoți un pai decât o bârnă, dar întrebarea e cum poți să vezi paiul când ai bârna în ochi? Aici e întrebarea. Adică cum poți tu să vezi la el mica greșeală când la tine ochiul e plin cu, cu o bârnă? Cu siguranță că fiecare dintre noi am trăit clipe în care cel puțin o geană ni s-a strecurat în ochi. Și când eram copil, țin -mi minte că așa de tare mă dorea lucrul ăsta încât plângeam. Și plângând, e lacrimile scoteau ajutăm. genele afară. Um, dar atunci când ai o geană în ochi, sau un fir de nisip, sau știu eu, mai grav, o pilitură de um, metal, dacă dai cu polizorul, că se întâmplă și astfel de norocie. Cine mai poate să vadă altceva? în ochii altui, frate. Nu? Îți vezi de treaba ta, îți vezi de problema ta. Un om normal așa face, nu? Dar unii dintre noi suntem, zice Domnul Iisus, specializați în a vedea tot timpul ce se întâmplă în viața celuilalt. Întâlniți în viața noastră pastorală astfel de sigur, exemplare? Sigur că da. Și din nou revin la ce spunea Mântuitorul. Întrebarea este, cum vezi paiul, dar nu vezi bârna? Bârna este de... Nu știu cât Un de, calibru mai mare de mult zeci mai de mii mare, de ori mult mai mare, mai decât, mare. Decât, decât paiul. Uh, nu vezi bârna, dar vezi paiul. Uh, mântuitorul căuta să-i conștientizeze că problema era la cei care aveau bârna. Din cauza asta spune și chiar spune scoateți ți în timp și după aceea poți să-i scoți și lui paiul. Că dacă tu încerci cu bârna, bârna în ochi să-i scoți paiul, uh, îi faci uh, rău și lui și despre tine nici se mai poate vorbi. Uh, eu privesc și altfel lucrurile. Noi de multe ori gândim că cei de lângă noi nu văd bine lucrurile și noi le vedem bine. Și probabil că și în timpul Mântuitorului erau acei conducători și acei iudei care gândeau că numai ei văd bine și ceilalți nu văd bine. Și Isus caută să îi aducă într-un alt spectru, într-o alt, într altă zonă în care să se gândească bine. Chiar așa și începe capitolul 7. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Ce înseamnă în contextul acesta nu judecați? Adică ne îndeamnă Dumnezeu să nu gândim, să nu judecăm, să nu analizăm logic anumite lucruri, sau e vorba de a emite judecăți de valoare în dreptul unor oameni, de a eticheta niște oameni? Sigur că multe texte pot fi înțelese greșit, și acesta poate să fie dintre acele texte care pot fi înțelese greșit sau interpretate greșit, cel puțin. Uh, ideea nu este de a nu gândi ci ideea de a nu judeca în sensul de a condamna pe cineva. A judeca are și sensul de a gândi și sensul de a condamna. Adică Domnul Iisus interzice slujba de judecător în societatea umană? În... Nu, 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 nu despre aceasta este vorba. Iisus nu interzice slujba de judecător, ci interzice, dacă vreți, slujba de acuzator. Biblia spune că satana este părâșul acuzatorul Și nu ne referim uh, la un proces juridic acum uh, Ci ne nu, referim nu, nu, în nu. comunitățile creștine În contextul în care nu avem de-a face acum cu călcarea unor legi ale cezarului da, Pentru care trebuie să plătim Avocatul acuzării ne acuză uh, Judecătorul ne judecă Nu despre asta este vorba nu. aici Nu, 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 nu. Și despre acea atitudine, aș spune eu mai degrabă de critică și de acuzare nedreaptă a unor persoane, tocmai datorită uh, orbirii uh, spirituale spiritual. care duce automat la o condamnare, la o situație de, de a acuza pe ceilalți, fără să ai tabloul întreg. De fapt, noi când judecăm, ce judecăm? Aparențele. Aparențele. Ori, tocmai asta spune Biblia că. Pe de o parte, noi nu cunoaștem realitatea. Și nu cunoaștem nici inima omului. Și nici inima omului. Dumnezeu nu ne judecă pe noi după aparențe, ci după motivație. Un lucru este bun sau rău în funcție de motivație. Și a judeca după motivație, cine poate să facă treaba aceasta? Numai Dumnezeu. Nu este lucrarea omului. Este lucrarea lui Dumnezeu. Chiar și Isus spune că toată judecata i-a fost, dată. I -a fost dată lui Isus. Ori a te pune în locul lui Isus înseamnă ai luat locul lui Isus. Uh, poate că n-aș vrea să să avansez așa de să așa anticipăm de așa de repede. Uh, eu aș gândi dintr o altă perspectivă, ca să judeci pe cineva, nu poți să judeci la același nivel. Deci când judeci pe cineva, te plasezi deasupra lui. Te postezi deja pe o altă uh, te consideri superior. Exact. Uh, în al doilea rând, uh, trebuie să cunoști realitatea. Și, uh, în al patrulea rând, trebuie să-l cunoști pe cel care judește cumva. Or Biblia spune că judecata și răzbunarea este a Domnului. Deci, nici judecata și nici plata judecății, cum s-ar spune, răzbunarea nu este a noastră, ci este a Domnului. Da. A spus ceva foarte interesant. Judecata este a Domnului. Vedeți, noastră. Cunoaștem Sfânta Scriptură foarte mulți dintre noi. Suntem de sute de ani înrăuriți, de mii de ani de această filosofie creștină în care se spune, domnule, nu judeca în sensul, nu pune o etichetă imediat, o etichetă. Domnul Hristos la un moment dat chiar în Iacov zice că la un moment dat unul intră în biserică cu haine frumoase. Voi repede le luați și spuneți în față. Unul cu haine mai ponosite, repede luați și îți puneți în spate. Pentru că noi facem imediat o catalogare în mintea noastră. Ăsta e bun, ăsta e cu bani, ăsta e fără bani, e sărac, îl punem mai la coadă. Uh, cu toate aceste sfaturi ale Domnului Hristos, nu vă atingeți de această problemă. Este o problemă sacră. Dacă Dumnezeu este judecătorul nostru, înseamnă că noi, când vrem să judecăm, când vrem să-i luăm locul lui Dumnezeu, uh, ne atingem de un prerogativ divin. Este o chestie periculoasă. Devenim, practic, pe aceeași treaptă cu Antichrist care asta a vrut El să facă, să prea preia locul, Iisus. locul Domnului Isus Hristos. Cu toate acestea. Vreau să vă întreb, asta înseamnă că noi nu mai avem voie să vedem realitatea? Unii oameni sunt foarte clar de partea celui rău într un anumit context. Nu mai avem voie să spunem omul ăsta a făcut bine, ăsta n-a făcut bine? Ce înseamnă? Da. Uh, sigur că fiecare pretinde că vede realitatea. Și o vede prin ochelarii lui sau prin structura lui de gândire, de înțelegere, de percepție. Noi nu vedem toată realitatea, vedem o parte a realității. Și tocmai de aceea, Dumnezeu nu ne-a dat acest drept de a judeca, pentru că noi nu vedem toată realitatea, vedem doar un aspect. Și din motivul acesta, noi am avea o judecată uh, parțială, să zic, sau poate. Uh, da? Cel mai corect este să spun necunoscând toată realitatea, judecata noastră nu este în tocmai cu realitatea. Adică nu judecă bine situația, problema respectivă. De aceea Dumnezeu nu ne-a dat noi dreptul acesta Pentru să judecăm că suntem ființe limitate, dar, dar dar asta nu înseamnă că nu trebuie să gândim. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Dacă văd ceva la fratele meu și uh, acum din perspectiva aceasta, aș folosi cuvântul judecat, adică judecăm, raționăm, gândim, comparăm. Ce înseamnă a judeca? A compara ceva cu altceva, altceva și, în mod special, când vorbim de judecată, comparăm cu standardul, cu legea. Atunci când gândim sau judecăm, să zicem, chiar să folosesc cuvântul acesta, trebuie să ne punem cel puțin patru întrebări. Ceea ce eu judec este adevărat. Pentru că s-ar putea să... nu spune fie ceva, doar că... o impresie. Să fie doar o impresie, să fie doar o aparență. Uh, ar fi prima întrebare, este adevărat? Ce s-a spus sau mi se spune despre persoana, prietenul, cunoștința cu tare, uite ce a făcut. Este adevărat sau este o interpretare a ceea ce celălalt nici a văzut? nu mai contează, nici nici bârfă, mai contează dacă este o bârfă, dacă este o chestie de cancan, nimeni -can, -can o crezi. Vedeți noastră, ha. suntem, suntem foarte capsați pe linia asta. Dacă doi oameni se întâlnesc, sunt cunoscuți și la un moment dat unul spune, te urăsc. Celălalt nu mai are nevoie de niciun argument, îl crede imediat pe cuvânt. Dacă i-ar spune, bă, eu țin la tine, mă, te iubesc. Imediat avem nevoie de argumente. Prin ce demonstrezi tu că mă iubești? Dar de ce spui că mă iubești? Dar ce interes ai tu că mă iubești? Înțelegeți ce vreau să da, spun? Da, 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 da. Când e vorba despre o pată pe numele cuiva, Imediat suntem în stare să credem, urgent, și să judecăm și să dăm judecăți de valoare mai departe, să spunem mai departe, fără să verificăm informația. Tocmai aici trebuie să ne punem prima întrebare. Este adevărat? Apoi, ceea ce eu știu este potrivit să spun? Bun, este adevărat. Dar face bine să spun ceea ce știu Zice niciun cuvânt strigat să nu vează din gură Corect. Ci unul bun după zidire Pentru Ca să zidire. dea har celor ce l-aud Dă har acest cuvânt pe care îl spune mai departe Celor ce l-aud sau nu Dacă un om are ochelari Trebuie să-i spun că are ochelari Are ochelari și nu fără nu, Trebuie să-i să spun ochelaristule <laughs> Ochelaristule, da Adică l-ajută cu ceva dacă îi spun treaba aceasta uh, Am eu dreptul să spun? Am eu dreptul acesta moral să spun? Mi-amintesc de o ilustrație, o mamă avea un copil care mânca foarte multe curmale. Și era, bineînțeles, într-o societate orientală și nu putea să-l stăpânească. Și a zis, uite, am să mă duc la Mahomed, să-l rog să spună ceva fiului meu și să asculte. Avea autoritate. Și s-a dus, i-a spus, uite, băiatul meu mănâncă foarte mult de curmale, nu e sănătos, e prea mult, chiar dacă sunt bune curmale, totuși sunt prea multe. Și Mahomed îi spune, zice, da, zice, vină peste trei săptămâni. Și vine peste trei săptămâni și îi spune din nou aceeași situație și îi spune acum copilului să știi că a mâncat așa de mult, face rău, mă rog, i-a dat explicații și te rog să nu mai mănânci. Și după aceea femeia îl întreabă după ce s-a terminat vorbirea cu băiatul, de ce n-a spus data trecută? Păi ce, și eu mâncam tot așa de multe ca și băiatul și nu aveam dreptul moral să spun treaba aceasta. Adică dacă tu faci același lucru, și așa, așa și spune Apostolul Pavel, tu care judești pe altul, te, te faci vinovat de același lucruri. Adică n-ai dreptul moral să, să judeci când tu uh, nu te judeci pe tine când tu, tu... care înveți pe alții, exact, tu pe tine ești nu foarte uh, permisiv cu tine și ți îngădui foarte multe, dar în același timp uh, ceri o exigență exagerată față de ceilalți. Or, Isus, foarte prețioasă ideea aceasta. Extraordinară Isus Iisus spune exact lucrul acesta. Adică, fățar Nicole, adică tu îți permiți să ai în ochi o bârnă și celuilalt nu-i permiți să aibă un pai. Adică dacă el face o greșeală mică, Imediat, vrei să-l ajuți, dar ajute-te întâi pe tine ca să poți rezolva mai bine problema aceasta. Sigur că noi suntem predispuși la critică, la analiză și noi de obicei spunem că aceasta este o critică constructivă. Pentru că ar fi, cum să zic, de neacceptat pentru noi să spunem că, de fapt, critica este critică distructivă. Că e critică distructivă și mai ales că e bârfă și că. Nu, nu. Și atunci punem o etichetă la critica distructivă și spunem, domnule, vrem să-l ajutăm, vrem să, vreau, vreau să-l ajut. Dar de fapt, sau nu, nu spun că e bârfă. Și pun eticheta aceasta frumos, critică, constructivă, analiză, cercetare. Vedeți, cine poate să cunoască? Tot Dumnezeu știe motivația fiecăruia dacă face, dar orice critică sau orice orice cuvânt, ca ți-am de lucrul acesta din Efeseni, capitolul 2, orice cuvânt trebuie să fie pentru zidire. Dacă nu e pentru zidire, înseamnă că nu este bun și înseamnă că ar trebui să le eliminăm din viața noastră. Iisus a mustrat păcatul. Iisus a mustrat pe păcătoși, dar spune cuvântul cu lacrimi noi, plângea Ierusalim, Ierusalime. Deci n-a făcut-o cu plăcere. Una este să să-l ajuți pe cineva și ca și un copil, ai copilul tău, te doare mult și vrei să... Nu-l lași așa, l ajuți. Și alta e să, așa cu un, un, zâmbet ironic, să spui, uite ce ai făcut aici și îmi să-l condamn și apoi să spui, știi, ești pierdut din punctul ăsta de vedere, tu n-ai nicio șansă. mai spun ceva ce mi se pare fenomenal la Domnul Iisus Hristos. El nu cataloga, nu critica nici măcar atunci când păcătosul, îl punea pe el într-o situație delicată. M-am gândit de foarte multe ori la episodul acela în care vine o femeie cu părul despletit și sărută lui picioarele în public. Uh -huh. Imaginați-vă că Domnul Iisus știa totul despre ea. da, Știa totul despre ea. Știa ce femeie este. Știa că în momentul acela este într-o situație destul de strânjenitoare din punctul nostru de vedere. nu? Imaginați-vă ce, ce gândeau toți ceilalți. Și Iisus știau ce gândeau ei. Probabil că e una zdrobită în dragoste, care o fi avut ceva cu el, nu să-i sărute picioarele, să-și plângă pe picioarele lui și așa mai departe. Ei, Domnul Isus nu spune niciun cuvânt de dispreț față de femeia aceasta. Nu îi zice, auzi, tu știi unde ți-e locul. Te rog frumos, măcar nu mă compromite în public aici. Nu că. face treul asta. Interesant. Uh, femeia aceea era o femeie care a căutat adevărata dragoste și a fost înșelată. Și Isus a cunoscut inima ei și știa cât de sincer a fost în căutarea ei și că a fost înșelată. Și Isus n-a condamnat-o, nici n-a spus că a făcut bine. I-a zis. Da, da, i-a spus ce trebuia să-i spună, dar a căutat să o ajute. De fapt, ea a venit la Isus pentru că Isus a vorbit despre dragoste, despre iubire și să vedem cum, ce face acest om, mai ales atunci când a fost adusă și într-o situație mai dificilă, mai delicată. Isus a încercat să întindă o mână de ajutor celui căzut. Acesta era, acesta era modul în care Isus a abordat pe cine. Cei... Că oricine îl urmează pe Isus în mod autentic, va face același lucru în legătură cu păcătosul? Corect. Sunt de acord. De ce, în ciuda acestui fapt, unii dintre creștinii de astăzi savurează să cunoască anumite aspecte, știu negative eu, negative, da. pe care, în loc să le treacă sub tăcere, în loc să le dosească, în loc să să-i doară sufletul pentru un frate care se zbate cu o anumită problemă, le aduc în public, așa cum a adus fiul lui Noe rușinea tatălui său în public și a și râs de el. Adică, de ce există acest spirit de a vâna greșeli, de a, a propaga vorba aceea? Trei prieteni s-au întâlnit și s-au gândit să se a, confeseze unul altuia și unul zice, băieți, ce am o problemă, uite... Dumnezeu lucrează la inima mea, zice, îmi plac femeile, îmi plac foarte mult femeile. Celălalt s-a blocat, celălalt doi zice, bun, dacă este în ora mărturisirii, vă, mărtur vă și eu ceva. Ce? Ce îmi place să beau alcool. E pascuns așa, nu, 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 e corect, dar îmi place, îmi place să beau. Celălalt al treia zice, băieți, am și o problemă gravă. Ce? Ce îmi place să bârfez la culmea, abia aștept să plec de aici. Dar cam asta este ceea ce... Și se întâmplă în unele biserici creștine. Și se spune, am auzit despre cutare, cutare, am auzit și se face bolovanul mare, mare, mare. Și în unor oameni izbucnește. Da, așa cum spuneam mai înainte, există această plăcere, să spunem așa, ghilimele, sau un lucru rău în viața unor creștini, pentru că vorbind sau propagând aspectele negative ale unei persoane, deja el se plasează pe un alt nivel și dorește ca să-și să arată arate ascendentul, să-și arate, deși s-ar putea să fie chiar mai jos. Dar vorbind de cineva de rău, el se plasează pe o altă poziție. Sigur că satana asta a încercat din totdeauna să fie părâșul, acuzatorul. Ori adevărații creștini ei niciodată nu vor găsi bucurie, plăcere în a acuza și a jigni și a bârfi pe cineva. Și ci... a ta cu degetul la paiele din ochii fraților. Da. Ci va găsi plăcere în a vindeca, în a uh, ajuta pe cei care sunt căzute să se ridice, uh, în a ierta, uh, în a întinde o mână de ajutor celui care este căzut. Bun. Or. Avem câteva pasaje biblice care ne pun în dificultate. Pentru că există un spirit în biserica creștină și atunci când cineva nu procedează ca la carte, se zice, domnule, nu a procedat ca Matei 18. Haideți să vedem, pardon, haideți să vedem ce spune Matei capitolul 18. Pentru că unii dintre noi suntem de foarte multă vreme și dornici să fim conștiință pentru alți oameni. Și eu cred că în esență, problema Domnului Isus este aceasta. Domnule, nu fi tu conștiință pentru alt om. Lasă-l pe el să fie conștiință pentru el. Scoate întâi bârna din ochiul tău. Fii conștiință pentru tine. Vezi care sunt problemele tale. Și într-adevăr, în momentul în care tu nu mai ai bârna respectivă, atunci dă o mână de ajutor. Adică scoate paiul din ochiul fratului tău. Dar mulți cred că în momentul în care văd uh, un păcat în viața unui frate Sau aud despre cineva Ei sunt îndreptățiți să facă anumite acțiuni Să spună despre păcatul respectiv uh, Ce părere aveți? Ce scrie în Matei 18? Sigur că Matei 18 se referă Dacă ne referim chiar la iertarea greșelilor și spune: Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Mie mi se pare foarte tare ce spune textul ăsta. Ați specificat foarte bine. E vorba despre un context. Contextul este al iertării greșelilor. Exact. Da? exact. Nu este contextul de a judeca pe cineva nu. și de a arăta cu degetul la cineva. Nu, nu, nu. Deci nu zice: dacă fratele tău a păcătuit. ci zice dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta. A, așa este, dar Biblia privește mai multe aspecte. Mai multe aspecte ale, în cazul de față, vorbește despre iertarea greșelilor, despre faptul că cineva a greșit și tu, dacă a greșit, du-te și vorbește că nu spune altuia, uite ce mi-a făcut cu tare, ce mi-a greșit, ci du-te spune direct, rezolvă problema cu el și atunci lucrurile s-au rezolvat. Dar, e, sigur că întrebarea e, și acum merg la ceea ce a dumneavoastră ați anticipat puțin, ce se întâmplă dacă văd pe unul că face rău? Întorc capul în partea cealaltă, zic că e treaba lui, fiecare să dea socoteală în dreptul lui Dumnezeu. Există două, două extreme. Una, să zicem, extrem americană, la ora actuală, în America, da. n-ai dreptul să spui nimic despre viața fratelui tău, vecinului tău, colegului tău, indiferent cine este. N-ai dreptul să faci judecăți de valoare. În momentul în care ai spus, auzi, vecine, ești cam obraznic, pentru cuvântul acela e posibil ca vecinul tău să te dea în judecată și plătești daune serioase. În biserica creștină se întâmplă fenomene de genul domnule, n-ai voie să spui despre un om că e păcătos să-l calumniezi în public Că a făcut nu știu ce Pentru că s-ar putea să piști pe mâna judecătorului Adică aceasta este o extremă Pentru orice te dă în judecată Dacă uh, un da. câine Sunt legile statului, da. nu sunt biblice da. cumva Legile da. Bibliei sunt legile statului, așa consideră statul. Dacă tu ai spus ceva, l-ai jignit, exact, exact. atunci dai socoteală pentru treaba asta. N-ai voie să jigniști pe nimeni. Cea altă extremă este extrema românească, sau extrema no. estică să o numim, să nu numim românească. Extrema estică, în care unii abia așteaptă să vadă greșeli în viața altora și pe acelea să le aducă la judecata bisericii sau la judecata publică care este echilibru care trebuie să existe într-o comunitate creștină? Uh, sigur că într-adevăr sunt două extreme acestea și eu vreau să mă amintesc încă un text din uh, din Genesa. La un moment dat îl întreabă Dumnezeu pe Cain, unde este fratele tău? Și răspunsul a fost, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu, e matur, major, nu? Mă interesează pe mine fiecare, deși el știa. Adică acolo e un alt context în care el era responsabil pentru poziția lui. Adică, unde era fratele lui, Cain era responsabil. Uh, uneori, oamenii pot cădea în greșel sau pot face anumite, dar noi suntem cei care suntem responsabili de lucrul acesta. Și Dumnezeu ne cere socoteala. Credeți lucrul acesta? Păi, sigur, dacă eu lucid pe fratele meu. Uh, Corect. E cazul lui Cain. Uh, sigur, dacă eu fac ceva rău fratelui meu, Dumnezeu mă întreba. Și el suportă niște consecințe datorită păcatului meu. Și eu spun, nu știu, n-am treabă cu el, fiecare independent nu mă întreba pe mine. Deci, uh, indiferența față Nu este o soluție. Nu este o soluție. Uh, Biblia spune, dacă știi să faci un bine și nu îl faci, ai făcut un păcat. Dacă vezi pe cineva că e căzut și treci mai departe, uh, e un lucru bun? Nu este un lucru bun. Uh, unul care greșește este un om care... E într-o stare bună sau într-o stare rea? Dacă vezi pe cineva care că a căzut oaia sau nu știu ce, e într-o situație delicată, greșită, ce faci? Spui, domnule, fiecare îl judești sau îl ajuți? Mai avu da. grijă. Da, și aici era o pildă cu cineva care a căzut într-o groapă și a trecut fiecare și spunea, dacă știai învățătura lui Mahomet, dacă știai învățătura mă rog, n-ajungea în groapa aceea și a spus, bine, dar dă mâna, ajută-mă, nu, nu, nu mă Moral. judeca acum. Și după aceea poți să spui, cine te-a pus să cazi în groapa aceea? De ce ai căzut acolo? Și a trecut Iisus după aceea și n-a spus nimic, a intrat în groapă, l-a ajutat, l-a scos și după aceea a avut acea legătură personală cu Iisus. Adică sunt două extreme, așa cum a spus, indiferența și noi justificăm respectul prin indiferență, Ceea ce Biblia scoate că, în evidență că și indiferența este păcat. Adică dacă știi să faci un bine și n-ai făcut, e păcat. Pe de altă parte este uh, acuzarea, judecarea prin condamnare, ceea ce iar nu este dreptul nostru. Și aici, aici este dificultatea noastră, că noi nu putem să păstrăm echilibru. Noi alunecăm fie într-o extremă, fie într-alta. Fie extrema indiferenței, fie în extrema cealaltă a judecății care la fel nu este dreptul nostru și acuzării și nu sunt drepturile care Dumnezeu ni le-a oferit nou. Ei, hey, echilibrul este să l ajut pe cel căzut sau pe cel vinovat sau pe cel care e într-o stare e, nepotrivită, păcătoasă, să-l ajut să se ridice și să-și înțeleagă situația în care se află. Întrebare, ai datoria să critici pe cineva pe care îl vezi făcând un anumit lucru fără să-l cunoști și fără să-l iubești nu, mai întâi? Sigur că nu. Nu. Categoric nu. Eu cred că noi nu avem voie să criticăm pe cineva înainte ca să-i dovedim că-l iubim. Păi da, uh, critica vine fără ca să oferim ajutorul. Ori Iisus asta ne spune că noi avem datoria morală să-l ajutăm pe acela, nu să-l criticăm. Pentru că nu critica îl ridică, ci ajutorul meu personal, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de îmbărbătare. ai prezenta uh, calea bună, calea dreaptă, uh, îi oferă o variantă în care el se poată să poată să iasă din situația în care dar, se află. Dar din ce în ce mai mulți oameni sunt uh, care fac următoarea afirmație. Domnule pastor, eu sunt om într-o bucată, trebuie să spun adevărul în față, nu cu așa, cu ocolișuri, cu nu știu ce. Eu sunt om sincer. Așa că la capitolul ăsta, domnul ăla este așa. Și gata, el se recorește, el zice că e ah. tare, el zice că este de o, de o spiritualitate debordantă, pentru că are curajul să facă niște afirmații tranșante, pentru că lui se pare Am realitatea înțeles. așa. Am înțeles. Noi confundăm de multe ori uh, adevărul cu brutalitatea. Unii consider că dacă sunt brutali sau duri, sunt uh, pe... Uh, spun adevărul. Uh, Biblia spune că noi trebuie să spunem adevărul în dragoste. Și adevărul totdeauna face bine, nu face rău. E ca și cum ai vrea să-i faci operație pe ochi unui om cu barda. Hai să-ți fac operație pe ochi. Sau să-i faci operație... Fără mergi anestezie. La, mergi la, fără anestezie. Și îi faci bine. Ei drujba și îi faci operație omului că are o problemă la colon și tu ei drujba ca să-i faci operație. Adică noi nu avem dreptul să aduce mai multă suferință decât este. Și într-o situație neplăcută, păcătoasă, Iisus uh, a venit și a ajutat pe oameni și i-a ajutat să, să fie scoși din uh, suferința aceea, nu le-a mărit suferința. Uh, cum a spus dumneavoastră, pe cine ar accepta să îi se scoată uh, sau să îi scoată nervul pe viu? Îi face o anestezie. E, noi spunem, domnule, eu sunt dintr-o bogată, eu, eu spun adevărul. Păi bine, spune adevărul, dar în dragoste. Adevărul nu este tot una cu brutalitatea. Cu... Deci cel care uh, spune adevărul, dacă o spune în dragoste, uh, este Are în, armonie, a, în armonie cu Biblia. Biblia nu spune să fim duri. Deci aici e o confuzie uneori. Ai impresia că dacă ești dur, dacă spui, domnule, eu nu, păi nu, dar nu așa ne învață Biblia pe noi. Biblia ne învață ca să-l ajutăm pe cel care este căzut și să reducem cât de mult suferința. Nu să-i accentuăm suferința. Are o problemă cu ochiul. Aparatele, instrumentele, cele mai fine le folosești. Nu, nu folosești bar ca să-i faci operație pe ochi. Sau te în capul că are probleme cu ochiul. Exact, exact. Din perspectiva aceasta, oamenii justifică brutalitatea cu dreptate. Domnule, eu sunt drept. Dar vreau să vă spun că n-a fost nimeni mai drept ca Dumnezeu și totuși cât de sensibil a fost Dumnezeu. Cât de, dacă avem multe exemple în Biblie, cazul lui Ilie, când spunea, Doamne, vreau să mor. Și putea să-l zbude, putea să. Și spune că l-a atins un înger. Așa de mult îmi place expresia asta, la hai, hai, hai să mănâncă. Hai să mănâncă. o mamă. Da. Care... Și nu l-a luat la întrebări, acolo știi ce ai făcut, știi? Nu, pur și simplu l-a ajutat să iasă din starea aceea. Femeia prinsă în adulter, la fel, Isus a ajutat-o. Biblia este plină de, și de, de exemple în care oamenii au fost ajutați. Și la capitolul Femeia și... prinsă în adulter, Isus a spus o afirmație: Cine n are păcat să dea primul cu piatra, și dintre toți cei de față, el era singurul care avea autoritate să dea cu piatra. Și n-a dat. Și n-a dat. Este un amănunt foarte important. Corect. Deci, Isus era singurul care avea autoritate, pentru că nu avea păcat, să dea cu piatra. Și el n-a dat. Uh, mulți dintre cei care astăzi cred că sunt pe o postură superioară și care văd pe păcătos, și dau cu pietre. uită că Isus n-a dat, chiar dacă a fost cel mai neprihănit dintre cei născuți din femeie. Pentru că Isus a venit să caute și să mântuiască ce era a pierdut. El n a venit să judece ci el a venit să mântuiască. E adevărat că la final. Se vor schimba lorurile. da Va judeca pe cei care n au văzut va, v -a v -a să dezbrăca, va să vă mântuitor și va îmbrăca haina de judecător. Să presupunem că un cunoscut de al dumneavoastră da. are o problemă. Dumneavoastră ieșiți într-o seară în oraș și îl vedeți că păcătuiește. Într-un anumit fel. Ați văzut. Care este calea biblică prin care ați putea să acționați sau să nu acționați? Ce faceți în urma unei astfel de priveliști? Uh, sigur că primul lucru pe care poți să-l faci este să te rogi pentru el. Așa zice și Sfântul Apostol Ioan. Da, dacă vede da. cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Deci este primul pas pe care. Dar nu așa, din vârful limbii, nu așa. Nu, 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 nu deci nu e vorba din vârful limbii. Deci pur și simplu te rogi pentru el. Hai, îl pui într-un fel special înaintea lui Dumnezeu. Da. În al doilea rând, nu cred că atunci este momentul imediat să te duci în fața lui și să-i spui ceva. Mai întâi trebuie să te pregătești tu cum să abordezi problema aceea, cum să te apropii de el și cum să îl ajuți în așa fel încât să nu-i mărești suferința, să nu-i ridici bariere de respingere, ci să găsești calea cea mai potrivită de a-l ajuta pe omul acela să scape sau să de. iasă din situația păcătoasă, să zicem, în care s-ar afla sau. Deci, situația după greșită. Deci, conversația cu tine să nu rămână cu un gust amar. Mama m-a prins asta, m-a văzut acum. A... Sigur. Biblia mai spune și altceva, că dacă ai văzut pe fratele tău păcătuind și dacă tu um, ai stat de vorbă cu el și te-a ascultat și te-a înțeles, l-ai câștigat și nu trebuie să mai spui la nimeni, de când tu cu el, știi, și Dumnezeu îl iartă. Dar dacă tu mergi și începi să împrăștii tot ce ai văzut, atunci aia este nu o lucrare de zidire, Bun, ci și -ai văzut o, o odată, lucrare de distrugere. l ai văzut odată și ai început o relație cu el și el are încredere în tine, așa mai departe. Și din întâmplare mai vezi odată. Trebuie să spui neapărat la celălalt. Nu, 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 nu. Deci, ideea este că după ce ai făcut tot ce ai putut să faci tu, și n-ai reușit să faci, E bine să mai cer ajutorul la încă cineva. Acum, vorbim dacă ne referim la Matei 18, contextul unei persoane care aparține bisericii, corpului bisericii, și atunci dacă nu mai ai încă un frate cu tine, ca dacă tu n-ai reușit, singur și dacă nu, spune el bisericii, spune în scriptură. Cu referire la o persoană. Care are un conflict cu tine personal. Care are un conflict cu tine personal. Nu o persoană care vezi tu că a făcut nu știu ce. Este foarte important contextul acolo. Uh, da uh, Noi aplicăm e, e, este, de multe ori Foarte omiletic este, acel context este Acolo zice de, foarte clar Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta În momentul în care a păcătuit împotriva ta uh, Du-te mustră între tine și el Și așa mai departe Dacă nu ascultă Spune-l mai a cu tine 2-3 Dacă nu spune-l bisericii Și așa mai departe Dar e vorba despre o chestiune Pe care ți-o face el personal A păcătuit or, împotriva ta Am înțeles se poate face o exergeză aici și trebuie studiate orice subiect, trebuie să fie studiu în contextul Bibliei. Adică, spune Biblia că atunci când vezi pe cineva că păcătuiește, tu să nu zici absolut nimic, să-ți spui e treaba lui, e treaba mea, el va da socoteală, nu mă interesează, fiecare. Nu, cred că Biblia spune cum a zis. Um... Dacă cineva știe să facă binele și nu îl face, să vârșește un păcat. Adică vrei să faci binele. Binele însemnând să scape fratele tău de la această situație. În momentul în care stai de vorbă cu el și îl conștientizezi și spui, nu, sunt fratele tău, sunt prietenul tău, nu sunt aici ca să te spun nicăieri, nu sunt aici ca să te... ci pur și simplu văd că ai o problemă și vreau să te ajut. Te ridici și eu te țin de mână și mergem împreună. Vreau să fiu fratele tău, dacă tu, tu primești. Da, deci sunt două, cel puțin două aspecte. Fratele tău înțelegând uh, fratele de credință și poate să fie fratele tău care nu e frate de credință și el nu dă socoteală la, la nimeni decât uh, înaintea lui Dumnezeu. Uh, văd un om pe stradă, fac ceva pentru el sau nu fac? Sigur că acum o să spuneți, da, bine, dacă mergi în București, vezi atâtea oameni pe stradă și nu ai posibilitatea aceasta să... Revenim la ce am spus. N-ai voie să critici pe cineva până când n-ai dovedit că îl iubești. Adică corect. nu poți să te legi de oricine că o face nu știu corect, ce. Corect, nu e corect. problema ta asta la corect, urmă. Corect. E alegerea lui. E alegerea lui. Dar dacă eu mi se oferă posibilitatea aceasta să-l ajut, să ajut, atunci îl voi ajuta. Categoric. Pentru că n-am dreptul să să spun ceva dacă n-am făcut ceva pentru el. Or, sunt mai multe pasaje biblice, chiar și în Iacov spune lucrul acesta, cine ești tu ca să judeci, dar tu cine ești să dejudeci pe aproapele tău. Aici revenim din nou la judecată. Deci, dreptul de a judeca nu ne aparține nou. Noi avem... Doar dreptul de a ajuta. Dreptul de a ajuta, da. Și de a mijloci. Iisus a mișlocit. Dacă suntem creștini cu adevărat, Iisus a mijlocit, a făcut tot ce a putut, s-a jertfit ca să salveze pe oameni. Deci lucrarea noastră, noi suntem urmașii lui Iisus, noi ar trebui să facem tot ce putem ca să ne salvăm pe oameni. Judecata nu ne aparține nouă. Judecata aparține uh, Mântuitorului. Aș vrea să știți un pasaj interesant din Roman, capitolul 14. De asemenea, uh, are legătură Sfântul Apostol Pavel cu uh, această problemă a judecății și spune destul de interesant că pardon, nu este bine să judecăm pe dar alții. putem să citim chiar mă rog. textul. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Adică să nu ne mai judecăm unii pe alții, să nu ne mai uh, ducem în, în acea stare în care eu îl judec în sensul de a-l condamna. Ci mai degrabă să nu facem nimic care să fie o pricină de o piatră de poticnire pentru celălalt. Adică nu știu ce omul ăla a păcătuit în felul lui, acum uh, mai are urăși pe tine, că n-ai știu să-i spui. nu? Începe să... Nu, dar ce, ăsta e prietenul meu care a venit să-mi spună? Sigur, sigur. Acum, Biblia vorbește și despre prietenie. Un prieten adevărat uh, nu te va peria și nu ți va spune că tu ești bine și că mergi pe drumul bun când, de fapt, mergi pe drumul rău. Deci, adevăratul prieten îți spune... Uite, vezi că mergi pe un drum rău. Da, dar acolo spune nu e mai e jos drum, de textul acela. Zice, dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. De ce să fie treaba noastră, domnule pastor? A. Dacă cineva stă în picioare sau cade. Pentru singurul motiv pentru care îi vrem binele, da? Nu pentru a-l judeca. Nu. nu ci nu. pentru singurul motiv pentru care îi vrem binele, să se ridice din. A, din nou, revin. Noi avem de făcut fie lucrarea lui Isus, fie lucrarea lui Satana. Și uh, uneori nu încape în mintea noastră că noi am putea să facem lucrarea lui satana. Sau că noi n-am putea să fim antihrist. Pentru că Biblia în Tesalonicena a doua, Tesalonicena vorbește despre lucrul acesta. Uh, adică ai lua locul lui Hristos. Când noi judecăm pe alții, în sensul de ai condamna, de fapt noi luăm locul lui Hristos. Noi suntem anti-christi. Or lucrarea unui creștin nu este de a judeca și a condamna, ci de a face tot ce poate ca să ajute persoana aceea să fie salvată. Dar dacă cineva spune așa, domnule, eu văd un pai la fratele meu, da? Eu aș vrea să-l ajut, dar în mod onest. Eu am bârnă. Cine sunt eu să mă duc să-l ajut pe omul ăla când eu știu că am pele mele? Adică am o bârnă cât toate zile și... Nu mai bine stau și mă rog pentru el și mă rog și pentru mine? Decât sigur, că să da. să -l... Sigur, sigur că da. Adică n-ai dreptul moral, în primul rând, să îi pui unuia să facă ceva ceea ce tu nu sau, faci. Sau să nu facă ceea ce tu faci. Sau ceea ce tu nu faci. Deci rămâne în vigoare treaba asta. Da, bineînțeles. N-ai bineînțeles. dreptul și n-ai nici puterea morală să faci. Dar, desigur, poate că unii fac lucrul acesta. Adică spune la unul să nu minte și el minte, spre exemplu. Ai dreptul, nu ai dreptul să faci treaba asta. Sau spune să nu furi și el fură. Deci nu, nu, nu poți să faci lucrul acesta. Dar uh, sunt persoane care... Uh, și aici apare demagogia și apare... Uh, Diletantismul da, și dialectica da, 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 teologică. Da. Mai există un pasaj pe care vreau să-l amintiți în cartea procului Ezechiel. Acolo uh, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre responsabilizare, despre responsabilitate când Ezechiel este chemat la slujire și se vorbește despre răspunderea lui înaintea lui Dumnezeu. Ați vrea să ne citiți acele texte din Ezechiel 33. 3. Chiar așa și spune, datoriile prorocilor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le, când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om, Oarecare și îl va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da deștire poporului. Și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbițe și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întoarci de la calea lui ce are, răul acela va muri în elegiurea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în elegiurea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Cine este străjerul astăzi? Uh, Sigur, la... noul se adresează lui Ezechiel acolo, da, domn, fiul da, omului, da, așa, da. așa numește. Deci chiar și așa spune titlul, datoria proroșilor. Erau uh, proroci în Vechiul Testament și oamenii lui Dumnezeu care aveau mandatul acesta, uh, se mai numeau și văzători, să spună poporului pericolul. Și este chiar aici amintit de dacă vezi venind sabia, tu anunță poporul pericolul. Dacă poporul va asculta și va, uh, își va scăpa viața, atunci totul în regulă. Dacă nu va asculta, uh, va pieri, dar tu nu vei avea nicio vină. Adică, străjerul. De fapt, străjerul are o responsabilitate. El a fost pus ca să anunțe. Dacă nu își face treaba, este vinovat. Pentru că nu-și-a îndeplinit misiunea. Răspunderea este mare, este o întreagă cetate care Sigur se bazează da. pe el. Dacă totuși el-și-a făcut misiunea și poporul sau persoana în cauză n-a ascultat, va pieri din pricina nelegiuirilor lui, dar. Nu îi se va cere sângele din mâna Lui. Acum, care ar fi aplicația pentru noi? Sigur că este foarte ușor să spunem străjerul este cine vreți dumneavoastră, omul lui Dumnezeu. Dar cine este omul lui Dumnezeu? Bine, ne gândim mai la cei care sunt în fruntea bisericii, conducătorii bisericii. Prorocii, cei care prorocesc, da, cei da, care da. predică. Îngerul Domnului care... este îngerul bisericii, dacă ne referim la Cartea uh -huh. Apocalipsei. Dar... Străjer, spre exemplu, într-o familie, cine este străjer? Dacă părintele vede copilul făcând rău, capul familiei este străjerul, nu? Bineînțeles, tata, mama, ei au rolul acesta de a ajuta pe copil să nu meargă pe, pe partea greșită. Adică nu lasă pe copil să barge șurubelnză în priză, să se corenteze. E, cred că este o declarație clară pentru prorocii din vechime. Dar se poate face o aplicație și pentru noi astăzi. Noi suntem mesagerii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are un mesaj de transmis omenire, dacă vreți. Ne putem acum referi la cartea Apocalipsei. Cei trei îngeri care vin cu un mesaj. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă că a venit ceașul judecății. Apare din nou ideea aceasta de judecată. Și dați-i slavă lui Dumnezeu, adică avertizați pe oameni. Dacă voi avertizați pe oameni, îi aduceți la cunoștință oamenilor de pericolul în care se află și ei nu vor să asculte, vor suporta consecințe. Îmi place expresia pe care o folosește Ezechiel în uh, descoperirea aceasta lui Dumnezeu. Dar dacă tu zice vei înștiința pe cel rău, nu zice vei judeca pe cel rău. Corect, corect. Ci vei înștiința. Ce înseamnă înștiința? A stat de vorbă cu cineva și ai spune, uite, vezi, tu Al conștientiza, 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 conștientiza tu de pericolul bine. în care nu, se exact, află, de nu consecințele mai, pe dacă care... Vezi că drumul ăsta duce acolo și așa mai departe. Corect. Mai și departe. alegerea o are Iar personal respectiv. De fapt, Dumnezeu ne-a oferit această libertate. Ca noi să alegem între bine și rău. Ți-am pus în față viața și moartea. Binele și rău alege. Și în funcție de alegerea noastră, noi vom suporta consecințele dar, vedeți, cei care sunt copiii lui Dumnezeu care sunt urmașii lui Hristos ei vor face lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul și Isus a avertizat, a înștiințat a predicat a vorbit, a iubit. a iubit bine, tot ce a făcut a făcut din dragoste ori dacă primul argument pe, sau primul lucru pe care trebuie să ne întrebăm de ce să fac lucrul acesta pentru că îl iubesc sau pentru că vreau să-l umilesc Vreau să-l jignesc, vreau să uh, îi stric vreau imaginea să publică. Șantajez. Vreau să-l șantajez. Las că știu, la momentul potrivit. Da, L-am văzut, acum știu și am să folosesc oca într-o ocazie anume. Dacă nu, momentul. termin, nu ești tu la care. Vezi exact, că văzut. exact. Că... Ei, șantajul. Isus niciodată n-a folosit șantajul, ci Isus întotdeauna a folosit orice cale, orice situație de a-l ajuta pe om să-l conducă și să înțeleagă partea bună și să îl motiveze cumva să aleagă partea bună. Da. E o problemă foarte sensibilă. Din ce în ce mai sensibilă pentru că noi, oamenii, foarte greu putem avea acest stil de a înștiința plin de dragoste. Indiferent despre cine vorbim. Deci, în primul rând, noi avem. Foarte greu de, de învățat acest stil de a înștiința plin de dragoste. Pentru că noi, în general, suntem repeziți, suntem uh, sub impulsul momentului, uh, îi spun, îi zic, uh, eu îi spun în față, brutal, cum a spus dumneavoastră. Deci, noi trebuie să ne cizelăm, în primul rând, să ne gândim Correct. tot timpul că Isus are autoritatea finală, că El judecă, noi suntem doar niște oameni care vrem să facem binele. Iar dacă nu avem intenția să facem binele, mai bine să ne. Uh, mie mi se pare foarte potrivit imaginea aceasta cu operația uh, Când un medic face o operație, când cineva este bolnav El constată că are o suferință Și el nu-i mărește suferința aceea Deci ai să te tai acum să ți-o scot prima dată analizează, Știți, vede instrumentarul cel mai bun Această imagine nu, nu poate Deci medicul nu te operează pe stradă nu operăm pe stradă, l-ai văzut acum, gata, ei, l ai mea, l-ai operat uh. Și îl tai ca să-l doară tăietura mai rău decât uh, problema lui Exact. <laughs> exact. Că până exact. la urmă așa se întâmplă. Că, mai dacă ar fi rămas cu durerea aceea, dacă ar fi cu... rămas cu durerea Nu n-ar fi fost așa de, de problemă, dar pentru că l-ai tăiat tu, doar să-l cu tăietura. acum. Aia mai este și un alt aspect pe care aș vrea să-l subliniez. Uh, uneori este mai bine să aibă o durere pentru un moment decât să aibă o pierdere veșnică. Acum, ca să înțelegem, spre exemplu, uh, orice operație are și suferință, are și durere. Categoric. Bine, categoric. medicul face anestezie, tot pregătirea. Preg bolnavului pregătirea pentru înainte și după. Și după. Și după aceea. Dar un bolnav, Scuzați, un bolnav care este conștient de problema lui va dori operația. Eu, dacă știu că am cancer, dacă știu că am o problemă, eu voi dori să, să scot cât mai repede. Bun, da. Ce acreditare și... are oricine să fie medic? Asta este întrebarea. A, bun. Cine acreditează? Ce acreditare are oricine să fie, să se ocupe de, de operație? De operații. Păi da, e o specialitate până la urmă și medicina și, și a lucrat cu sufletele. Adică nu poți te pui să... Toată lumea știe de toate, ca în comunism. Da, lucrarea cu sufletele chiar este mult mai delicată. Este și mai delicată. E mult mai sensibilă și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Noi credem că gata, l-am ajutat, dar nu l-am ajutat de asta spuneam că operația nu se face pe stradă, nu se face nici pe hol la spital, ci se face într-o sală de operații. Și noi, înainte de a ajuta pe cineva, trebuie să facem toate uh, pregătirile dinainte. E adevărat, dacă sunt pregătiți să fac treaba aceea, că dumneavoastră a spus treaba, dacă sunt pregătiți să-l ajut, dacă nu, mai degrabă uh, îl conduc la cineva care ar putea să-l ajute. În al doilea rând spuneam, noi avem nevoie de a învăța această cizelare uh, mare. Scoatem bârna din ochiul nostru cu mult efort și cu mult angajament, dar mai avem nevoie de ceva. Mai avem nevoie că atunci când suntem în situație și suntem păcătoși, avem nevoie și să renunțăm la orgoliu. Că atunci când cineva ne spune și într-adevăr depistează o problemă în viața noastră, să nu găsim scuze imediat. A, păi nu mi-a spus cum trebuia, păi nu mi-a mi zis mm -hmm. uh, în forma în care aș așteptat eu să-mi zică și nu așa se procedează, și așa mai departe. Dacă avem o inimă deschisă, trebuie să învățăm să ne supunem chiar și atunci când metodele sau stilul nu este cel mai fericit și nu este făcut de un medic profesionist. Da. Îmi vine altă idee în minte. E adevărat că medicul trebuie să fie profesionist și e, lucrul acesta nu e suficient să fii credincios. Să fi și competent. Un om, eu n-aș merge la un medic, chiar dacă e credincios, dar nu e competent. Domnul, e foarte credincios. Nu? medicul. Dar nici la un macelar nu m-aș duce, nu? Sigur, nici la un macelar nu m-aș duce. Acum am extrapolat puțin sau am exagerat puțin. Nu toate situațiile trebuie să mergi la un chirurg. Uneori e nevoie doar să te ajute cineva să scoți de sub o ceva și nu trebuie să fii chirurg ca să scoți de o așchie de sub unghii. Și ajută-mă, scoate -mi și mie, te rog frumos. Atunci nu eu o împingi mai mult. Eu o scoți frumos, cu multă atenție, cu pensetă, dacă se poate. Adică sunt și lucruri care pot fi rezolvate de Oameni nu neapărat profesioniști în sensul de pregătire specială, Domnule, numai la pastor sau la preot trebuie să te duci ca să te ajute. Restul niciunul nu te poate ajuta. Haideți să facem o concluzie, pentru că ne apropiem cu pașii peste încheiere, mai avem un minut. Deci, ce înseamnă scoateți bâna din ochi și apoi scoate paiul din ochiul fratelui tău? Da, este o învățătură pe care Isus vrea să o dea celor din vremea lui, ca să poți să vezi bine și să-l ajuți pe celălalt prima condiție este ca tu să vezi bine și tu să scoți la tine să dea la o parte tot ce ar putea să, să, să ai calitatea morală și să ai calitatea morală să poți să-l ajuți și pe acela. În al doilea rând, noi nu avem dreptul de a judeca și de a condamna și de a ne răzbuna. Este dreptul numai Mântuitorului. Deci, când noi judecăm pe cineva și condamnăm, noi ne punem în locul Mântuitorului. Și, poate, nu în ultimul rând, Uh, lucrarea pe care noi trebuie să o facem trebuie să fie totdeauna pentru zidire, pentru salvare uh, din dragoste. Dacă uh, nu putem să răspundem la întrebarea care este motivul pentru care eu vreau să fac lucrul acesta sau spun lucrul acesta, să-l ajut sau să-l jignesc sau să-l rănesc. Sau să-l afund. Sau să-l Dacă îl iubesc, atunci voi uh, căuta Proceba să fac... Cu și cu voi dragoste. proceda cu delicatețe și voi face totul ca să nu-i măresc suferința, ci din potrivă să reduc suferința și să-l ajut pe omul acesta să se bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și mulțumesc în emisiune. Și Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi pastorul Gabriel Dincă de la Biserica Adventistă ziua 7 din Labirint. Așadar, Domnul să ne dea înțelepciune, să știm cum să procedăm de fiecare dată atunci când există un suflet împovărat. Nu uitați că România nu este pământul pe care îl calcăm, ci și cerul de deasupra ei. Sunt Cornel Dărvășan. Noapte bună!